Când ajung în Ognașugata, turiștii au multiple posibilități de petrecere a timpului liber pe lângă casele și porțile tradiționale din satele aparținătoare comunei. Vizitatorii sunt atrași și de plimbările în natură, precum și de stațiunea balneoclimaterică. Să începem oare cu stațiunea balneoclimatică. Pot să vadă Poteca de Poveste, Pădurea Creasca, zona lacurilor și, bineînțeles, având în vedere că s-a încălzit și vremea, pot să facă o baie în piscinele care deja și-au deschis și afară, numai în interior. Ceea ce e mai interesant este natura și piscinele. Ca să ajungă mai ușor la obiectivele pe care vor să le viziteze, oaspeții pot apela pentru informații la Centrul de Informare Turistică. Pe mine mă găsesc aici până în jurul orei 4 și pot. Aveți hărți din Ognașugatag, hărți a traseelor din zonă? Există hărți, există chiar broșuri, există harta traseului de biciclete. Deci informații sunt, atât verbale cât și în scris. La Centrul de Informare Turistică din Ognașugatag se află materiale informative despre obiective turistice din întreg Maramureșul.